Ioma. Suntem grupul spiritușilor de la Școala Academică Mariu Culescu și cu mare plăcere am venit să vă urăm sărbători fericite, un an nou cu sănătate, cu liniște și cu toate împlinirile din lume. Vă urăm vizionare plăcută. Da, puneți-le în față, unul pe stânga, unul pe dreapta. Unul pe stânga, unul pe dreapta aici. Nu, chiar în față, nu, chiar pe masă. Mai aproape, așa? Așa, și puneți-l și pe acesta. Este chiar pe îndreptul copilului. Bună ziua, gospodar, cu colaj, cei mai mari. Bună ziua tuturor cei care stați pe la cuptor. Noi pe aici am mai umblat, dar pe voi nu v-am urat. Sănătate vă dorim, în anul ce ne întâlnim, să trăiți, să fiți voioși, să rămâneți sănătoși. Noi nu am venit să vă stresăm, am venit să vă urăm. La mulți ani cu fericire, casa plină de iubire, punga plină de mulți bani, să trăiți și la mulți ani. Florile de albe, flori.
flori de mari cu băbuldez și pe creste și pe șes. Să ne fie îndestulată casa toată, țara toată. Să ningă, să plouă, să picure rouă și grâu să colțească, bogat să rotească, să ducă nădejde, trecând de primejde, copiii să crească, mulți ani să înflorească. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domn de toate, tot ce vă doriți pe masă, să primiți doar vești de bine noul an care vine. Anul nou o bucurie, viața toată să vă fie, ba mașina, fericire, sănătate și iubire. Spune anului ce vine să vă aducă numai bine și mai spune să vă dea tot ce vrea inima ta. Fericire, sănătate și numai belșug în toate, la anul și la mulți ani! Slugușor cu patru boi a venit astăzi la voi. Ursul nostru să-l primiți!
Vă mulțumim că ați fost prezenți și ne-ați bucurat prin cântecul vostru, prin datina păstrată, această frumoasă zi și aceste frumoase zile care sunt înainte de nașterea Mântuitorului, sărbarea nașterii Mântuitorului nostru, ați fost cei mai buni dintre cei mai buni. Și vă felicit pentru asta, iar domnii consilieri, în a căror vot stă dezvoltarea orașului, după cum s-au manifestat, eu zic că au fost foarte mulțumiți și nu va fi greu dacă îi mai aplaudăm o dată ce părăsesc. Că l-a luat și ăsta vorbea într-o. Da. Bună ziua! Declar deschisă ședința prin intonarea imnului național. Cele două procese verbale ale ședințelor din 28 noiembrie 2018 și a ședinței extraordinare din 17 decembrie 2018. Discuții? Mai întâi, ședința ordinară din 28 noiembrie 2018. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate, mulțumesc. Și procesul verbal din 17 decembrie, a ședinței extraordinare. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate, mulțumesc. Trecem la votarea ordinii de zi, care cuprinde 37 de puncte, plus punctele suplimentare. Da, dacă îmi permiteți, înainte de a vota ordinea de zi, aș vrea să suplimentez ordinea de zi cu 7 puncte. Punctul numărul 1, cu privire la aprobarea depunerii dosarului de finanțare a proiectului Festivalul Dunărea la Giurgiu pentru finanțarea prin programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime, în cadrul măsurii 2, promovarea zonei și a produselor pescărești din teritoriul FLAG. Al doilea punct, cu privire la aprobarea depunerii dosarului de finanțare a proiectului Tradiții și obiceiuri pescărești dunărene în teritoriul FLAG Giurgiu pentru finanțare prin programul COPAM
2014-2020 în cadrul măsurii 2, promovarea zonei și a produselor pescărești în teritoriul FLAG. Punctul 3. Cu privire la aprobarea studiului de oportunitate pentru achiziția de autovehicule cu nivel scăzut de poluare pentru transportul în comun. 4. Cu privire la aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 a Societății Comerciale Giurgiu Servicii Publice S.A. 5. Cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice, memoriu justificativ pentru proiectul Servicii Transport Pescar și Agrement pe canalul Sfântul Gheorghe Plantelor. 6. Cu privire la aprobarea depunerii cererii de finanțare a proiectului Servicii Transport Pescar și Agrement pe canalul Plantelor Sfântul Gheorghe pentru finanțarea prin POPAM în cadrul măsurii 1, diversificarea activităților și sprijinirea comunităților pescărești, crearea de valoare adăugată și de locuri de muncă în teritoriul FLAG. Punctul 7. Cu privire la aplicarea UAT Municipiul Giurgiu la programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipii reședință de județ, ordinul 760 din 17 iulie 2018. Trecem la votarea ordinii de zi plus cele 7 puncte suplimentare. Avem discuții? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate, mulțumesc. Primul punct de pe ordinea de zi este hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor pentru anul fiscal 2019. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Raportul Comisiei de Servicii Publice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Aviz favorabil. Discuții? Da, domnul consilier. Aș vrea atât pe colegii din Partidul Social Democrat, cât și pe cei de la ALDE, să fie de acord să fie alături de noi, ca să nu se funcționească sau să se mărească niciun fel de taxe și impozite și să rămână exact ca în 2018. 2019 să nu avem niciun fel de mărire. Vă mulțumesc foarte mult! Dacă îmi permiteți, pentru că ar trebui să... În urmă să fim bine informați. Nu se modifică decât câteva articole care nu au o pondere foarte mare. Cum n-am să fac încă o expunere privind situația financiară a municipiului vis-a-vis de sumele defalcate TVA care trebuia să le plătim și cotele IVEU care le-a primit municipalitatea în condițiile scăderii impozitului pe venit de la 16% la 10%. Prin aceste două hotărâri care au fost date la sfârșitul anului 2017 pentru 2018 și care și-au aplicabilitate în 2019, municipalitatea a fost văduvită de aproape 10 milioane de lei noi, 100 de miliarde. Bani care nu au mai venit. Este simplu și dacă ați observat, nu am venit cu modificări sau cu probleme foarte apăsătoare privind impozitele la populație. Pentru că nici n-am avea un efect foarte mare. Din suma totală de colectată la nivelul DITL-ului de 250-270 de miliarde bani vechi, doar 20 de miliarde reprezintă impozitele de la persoanele fizice. Deci nu reprezintă o câștig foarte mare dacă am crește impozitele la persoanele fizice. Și dacă observăm foarte bine, există o singură majorare, sau câteva majorări, dar care nu sunt semnificative ca și, câștig al municipalității. Deci e la fel, la populație tot 0,1 cât am avut în 2018, avem și în 2019, la persoane juridice tot 1,3 cum am avut și vreau să vă spun, domnilor de la Liberal, că primăria Alba Iulia a cerut mărirea cu maxim 20% a impozitului la persoane juridice de la 1,3 și a mai mărit cu 20%, Oradea, care are primar tot liberal, a mărit cu 20%, Aradu a mărit cu 20%,
Clujul a mărit cu 20%, deci orașe administrate de liberal. Deci nu este o politică social-democrată de a mări tarifele sau taxele și o politică liberală de a le micșora. Ați o comparație prea mare, domnule, jumătate de oră, deci lasă cum arată. Nu. În situația de păi, asta am încercat să vă explic. Și dacă nivelul de dezvoltare, cum spuneți, că nu este atât de semnificativ, de ce oare ține neapărat să a mărit? Deci, dacă ați înțeles, la persoane fizice, domnul consilier, facem un dialog, da? Deci, la persoane fizice a rămas la fel. Deci, cetățeanul nu va plăti mai mult. Nu, o secundă, că știm unde ajungem. Deci, unde ajungem? Și aceeași discuție. La cetățeni, deci au tot 0,1, la persoane juridice e tot 1,3, deci nu a mărit. Singura majorare... Și aici mi se pare normal ca dumneavoastră să susțineți, pentru că aveți activități liberale, iar nu cereți, eu știu, consilierilor social-democrați să voteze o problemă care ține strict de activitate liberală. Eu aici să discută de o majorare de la 0,2 la 0,4 și puteam să mergem până la 1,5, domnilor consilieri, la clădirile rezidențiale folosite în scop nerezidențial. Adică acele birouri ale avocaților care sunt la parter de bloc sau în apartamente, acele spații care le folosesc în activități liberale, alte entități care sunt liberale și care câștigă bani mulți. Haideți să fim realiști. Nu pot să veniți să spunem acum, și nu e o creștere foarte mare. Este de la 0,2 la 0,4. Puteam să mergem la 1,3. Încă o dată vin să spun. Nu câștigă. E o chestie de reparație morală față de cetățean. Persoana fizică care, așa cum spuneți dumneavoastră, se întreține greu și e greu, are același nivel, adică 0,1, și ar însemna ca asociațiile liberale să plătească la fel ca o persoană fizică. Nu mi se pare corect. Și acesta este punctul meu de vedere pe care îl transpun. L-am transpus în această hotărâre și vi l-am supus aprobării dumneavoastră. Încă o dată, repet, puteam, conform legii, să mergem până la 1,3. Dar puteți să reținem. Este decizia dumneavoastră, e decizia fiecăruia. E o chestie reparatorie față de persoana fizică care plătește la fel ca un avocat care are... N-am nimic cu avocații, sigur, să te ferească Dumnezeu să ai nevoie de ei. Avocații și domnul doctor și la fel. Să fim sănătoși, să nu avem probleme juridice. De medic și de avocați și de preot să n-ai nevoie. Da. Și medicii și avocații sunt cetățeni acestui oraș, să nu uităm acest lucru. Da. Și am zis eu ceva? Da. Bun. Am spus punctul de vedere. Da. Trecem la vot. Cine este pentru? Păi apăsat. A apăsat? Nu. Cine este pentru? Împotrivă? Bun. Și abține? Mulțumesc. Punctul numărul 2. Hotărâre privind majorarea impozitelor pe clădiri și terenuri pentru clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Giurgiu pentru anul fiscal 2019. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Buget Finanță. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Discuții. Da, domnul consilier. Eu vreau să știu dacă totuși pentru omul care se închide acum am avut birou această taxare de 100%, dacă s-a taxat cu ce se va schimbă. Nu. Da, nu s-a pus în aplicare pentru că durează 2 ani de când o inițiem și până încerc să... Deci de anul ăsta putem să le luăm bani. Deja din anul acesta. 2 ani a durat procedura, trebuie să-l anunți, trebuie să faci asta, mai treacă un an în anul următor, din anul următor trebuie să-i stabilești, să-i anul comunici, să stai 6 luni. Pare o facilitate așa că îi mai constrângem, dar a fost dată legea așa de bine încât... Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate, mulțumesc. Proiectul numărul 3, hotărâre privind acordarea reducerii de 1% a impozitului pe clădiri pentru clădirile nerezidențiale situate pe teritoriul municipiului Giurgiu, care au abordat steagul României pe perioada întregului an calendaristic, aflate în proprietatea persoanelor juridice sau concesionate ori închiriate acestora. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Urbanism. Aviz favorabil. Discuții. Dacă nu supunem la vot, domnul consilier, vă rog. Consider că 1% este
10%. Domnul consilier, 10% deja au dacă plătesc mai devreme. Deci 10%, vreau să vă spun un singur lucru, sunt de 10 ori mai liberal ca și gândire decât dumneavoastră. Așa că nu-mi povestiți mie de ce înseamnă măsuri liberale și măsuri social-democrate. Eu vreau să vă spun că toate firmele beneficiază de 10% scutire dacă plătesc până la 31 martie. Deci, din punctul acesta de vedere, au această facilitate. Nu e normal ca să dai o facilitate și să-ți manifesti patriotismul și iubirea față de patrie și față de însemnele patriei. Dar am zis că e un început. Și poate că acei cetățeni, acele firme, vor realiza că 1% cons înseamnă ceva. Nu e foarte mult. Să știți că dacă toți și toți care au sedii, dar nu toți au sedii în zone cu, am dat, vizual sau la vedere și au spații, au și terenuri, eu știu, intravilane, au și terenuri extravilane și acolo nu au construcții și nu au cum să-și pună steagul pe terenul respectiv. Dar să știți că la nivel de impozit pe clădiri aferente persoanelor juridice, suma respectivă reprezintă moto grosso, cred că nu mai mult de 20-40 de mii de lei. Scutirea, impactul. Unul ăsta este. Deci cel mult 48.000 de lei pe an va fi o reducere. Cel mult, dacă toată lumea. Dar să știți că contează impactul vizual. Contează până la urmă, mergi până alte țări și oamenii pun dintr-un sentiment patriotic personal. Afișează sau pun la intrarea în magazin, nu mai merg mai steagul național, nu merg mai departe de Turcia să văd că acolo este o mândrie să spui steagul național. Încercăm, poate că e un început. Nu știu, să vedem ce se va întâmpla. Spuneți-mi. Și eu sunt de acord, dar e mai mult o chestie de patriotism aici decât de bani. Și 1%, să zicem așa, ca să fie un impact. Dar cred că este o treabă de patriotism, fiecare ar trebui să facă lucrul ăsta care este. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate, mulțumesc. Proiectul numărul 4. Hotărâre privind completarea regulamentului privind activitatea de blocare, ridicare, transport și eliberare a autovehiculelor, vehiculelor staționate, parcate neregulamentar, abandonate pe domeniul public al municipiului Giurgiu, precum și prevederi privind respectarea normelor de parcare pe domeniul public, în parcările de domiciliu, reședință sau sediu, punct de lucru de pe baza municipiului Giurgiu, forma consolidată aprobată prin hotărârea Consiliului Local al municipiului Giurgiu numărul 323 din 29.08.2018. Raportul Comisiei de Administrație Publică. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu, să trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate, mulțumesc. Proiectul numărul 5, privind hotărâre privind menținerea în anul 2019 a tarifelor pentru utilizarea domeniului public și a domeniului privat al municipiului Giurgiu, aprobate prin hotărârea Consiliului Local Municipal numărul 450 din 2017. Raportul Comisiei de Administrație Publică. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Servicii Publice. Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu, supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate, mulțumesc. Proiectul numărul 6, hotărâre privind aprobarea regulamentului Comisiei Sociale de Analiză și Soluționare a cererilor de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin ANL, administrarea, exploatarea și închirierea acestora aflate pe baza municipiului Giurgiu. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică. Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate, mulțumesc. Proiectul numărul 7. Hotărâre privind constatarea dreptului de prioritate privată. Constatarea? Proprietate. Dreptului de proprietate privată asupra unor terenuri situate în travilanul municipiului Giurgiu. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate? Proiectul numărul 8. Hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniul public al municipiului Giurgiu.
Raportul Comisiei pentru Administrație Publică. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Favorabil. Discuții? Dacă nu, să trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate, mulțumesc. Proiectul numărul 9, hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Giurgiu, a unui teren situat în intravilanul municipiului Giurgiu. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate, mulțumesc. Proiectul numărul 10, hotărâre privind aprobarea cotei de evacuare a apelor menajere în sistemul de canalizare pentru consumatorii casnici, în procent de 95% din cantitatea totală de apă rece furnizată pentru operatorul regional APA Service SA. Raportul Comisiei de Administrație Publică. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Servicii Publice. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate, mulțumesc. Proiectul numărul 11, hotărâre cu privire la aprobarea actului adițional numărul 3 din contractul 15.071 din 28 aprilie 2017 pentru delegarea gestiunii directe a Serviciului de Iluminat Public în municipiul Giurgiu. Raportul Comisiei de Administrație Publică. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Servicii Publice. Discuții? Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate, mulțumesc. Proiectul numărul 14, hotărâre privind aprobarea 12, hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului local pentru trimestrul 4/2018. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Favorabil. Decizii, discuții. Am încurcat. Da, vă rog. Vreau să întreb totuși care de colectare este 34%. Totuși, care sunt sursele care nu au fost acasă la bugete care nu au fost? Deci, în primul rând, după cum vă spuneam, am luat, mă așteptam aici, ați început cu o conferință de presă și mi-ați aruncat mingea la fileu, așa că... Nu, așa este. De obicei îmi place să vin pregătit. Este un articol din Adevărul. Orașele s-au trezit cu găuri la buget care ajung și la 50%. Și aici se spune că cele mai afectate... E un raport al AMR-ului, Asociației Municipiului din România, în care spune că cele mai afectate orașe sunt Constanța, -50%, Giurgiu, pe locul 2, cu -45%. Din sursele care trebuiau să ne vină. Lugoj, -34, Târgoviște, -31, Sfântul Gheorghe, -30. Când s-a făcut bugetul la începutul anului, cu toții știm că au fost sincope în țea să închide acel buget, să fie echilibrat. Și atunci singura sursă viabilă a fost administrațiile locale. Cu condiția ca la prima rectificare să primim la nivelul anului 2017. La nivelul anului 2017 am avut un buget din IVEU și din, din impozit pe venit și din cote defalcate TVA de la bugetul de stat de aproape 50,5 milioane de lei. Deci 505 miliarde. Până luna trecută nu aveam decât sub 40. Deci aveam un deficit de aproape 10 milioane. Am primit acea rectificare a sărăciei, cum au spus-o unii, adică s-au dat bani doar în județele care chiar erau sărace, care chiar au fost văduvite de surse de la bugetul de stat și unde calculul nu s-a făcut corect. Și am mai primit. Deci în aceste sume nu intră și suma care am primit-o acum de 4 milioane de lei și care ne-a asigurat sursele ca să plătim, salariile la servicii, să plătim datoriile care le aveam și să zicem că în sfârșit de an, oamenii vor avea cu toții salarii și la societățile primăriei, nu numai în cadrul primăriei. Cel de-al doilea a fost că amenziile de la populație. Când s-a luat decizia, pe bună dreptate s-a luat la inițiativa Asociației Municipiilor din România, ca în ordinea plăților să intre amenziile pe primul loc. Și după aceea să se plătească
impozitele și taxele locale. A fost o decizie bună, că așa puteam să-i obligăm. Avea nevoie de un document, trebuia să ducă, amenziile erau luat și altele. Nu intrau în alt. Acum, a fost o decizie bună, dar o decizie proastă până la capăt. Pentru că omul, dacă nu are bani, are amenzi de 10.000 de lei și are de plătit impozit de 150 sau 200. Și în momentul ăla nu-l plătește. Nu plătește nici pe aia, nu mai plătește nici pe aia altul. Doar când ajunge cu cuțitul la os și are nevoie de un certificat fiscal. Și avem probleme din punctul ăsta că nu mai încasăm nici veniturile. Iar cel de-al treilea punct care este pentru că în fiecare an venim cu cheltuieli din anul precedent, cu plăți de efectuat din anul precedent. Totdeauna banii au venit din mai puțin în mai puțin de la bugetul de stat. Și nu ne acoperim toate cheltuielile și atunci venim cu arierate pe anul următor. Și trebuie să-ți plătești arierate care să duc automat în primele plăți care le faci la începutul anului și asta este. Dar vreau să vă asigur, domnul consilier, că am luat, mai știu cum am informat. Situația este identică din 2012 până la zi. Același grad am avut și în 2012. Singurul an în care am avut mai mult, deci în 2012 am avut 2012, da, am avut 66 cu 65. În 2013 a fost un an atipic. Am avut 81 cu 79. Dar nu vreau să-mi aduc aminte de ce. Atunci era prim-ministru domnul Ponta și la sfârșit de an au venit bani foarte mulți pe echilibrare. Țin minte că am plătit inclusiv pe 29 sau 30 decembrie. Astăzi am primit o veste atât de bună de la finanțe, aveam de plată, ultimele zi de plată la trezorerie era 28 și azi mi-au trimis pe execuția bugetului că ultima zi de plată este vineri la ora 10 la trezorerie. Nu poți să închizi, să termin, să poți să-ți plătești tot. Deci tot ce vin în casări de miercuri și de joi, banii mi-intră vineri și nu m-am când să-i cheltui. Și la fel, credit și nimic. Deci nu poți să faci administrație să închizi primăria cu 10 zile înainte de sfârșitul anului. Pe un motiv care nu l-am înțeles la nivel de ministru secretar de stat, că ne-am învățat să plătim până în ultima zi a anului. Păi și care-i problema? Deci eu aș închidem primăria, închidem Ministerul de Finanțe și plecăm acasă. Da, nu mi se pare. În 2017, în 2014, am avut 65 cu 65, 65 cu 80 ceva cu 65. În 2015, 65 cu 65. Deci suntem acolo în fiecare an. În 2016, 66,99 cu 65,74. Și anul acesta avem în 2017, 67 cu 64 și acum avem 64 cu 62 în condițiile în care ne-au intrat 4 milioane. Deci cam așa ne încadrăm andan. Tocmai pentru faptul că nu reușim să avem sursele care ni le preconizăm, dar nici nu putem să-i cheltuim că uitați-vă că a venit o lună jumătate, nu prea mai lucrăm cum trebuie. Trecem la vot. Da. Dacă? Ne afectează. Nu. Și dacă totuși pentru anul următor, având în vedere ce s-a întâmplat, încercăm să facem un buget, să ne propunem mai puțin, dar să facem un buget mai mult. Că putem de fiecare dată în cursul anului să rectificăm bugetul și pozitiv. Da. E un punct de vedere, dar dacă îl acceptăm, și asta vă spun și dumneavoastră o știți foarte bine ca și mine, dacă o acceptăm, nu vom reuși niciodată să ne ducem la îndeplinire tot ce avem. Că dacă rectificăm în august și aducem surse în august și demarăm proceduri de licitație și de contractare în august, nu mai facem nimic pe anul acela. Licitațiile se fac și tot ce înseamnă se fac de martie când ne vine bugetul. În acest moment ați văzut că n-am venit cu buget. Îl vom merge și noi cum merge bugetul de stat 1 pe 12 și vom vedea în ianuarie ce vom avea. Este normal să demarăm toate lucrările, să le avem începute, să le avem licitate, urmând ca pe măsură ce avem bani să alocăm surse și să lucrăm. Dar dacă acum n-am fi avut și primeam banii cum i-am primit acum, pe sfârșit de an, n-aveam cum să-i mai folosesc și dădeam înapoi la bugetul de stat. Deci mi-e greu să cred că vom face acest lucru, pentru că atunci n-am mai face nimic în oraș. Domnul primar, și astăzi avem, dacă ne-am urat, 16 proiecte pe investiții și
bineînțeles, fiecare are și cota de participare a primăriei. Așa că, ca să spunem, prindem-vă foarte mult și nu vreau să deschidem șantierul și să nu, nu, șantier, domnul consilier, șantiere am deschis și nu au rămas din lipsa de bani. Au rămas din cauza constructorilor și a timpului care a fost. Totdeauna i-am pisat și i-am pistonat și le-am spus lucrați că avem bani, lucrați că avem bani. Deci la investiții nu s-a pus problema pentru că marea majoritate au fost finanțate din credit. Nici pe acela. Mai avem proiecte europene care au finanțare externă, avem pentru ele cofinanțarea și susținerea financiară. Avem asigurată prin acele credite bancare și îi rog, le spun tuturor, de aduce situații de lucrări. Lucrați că avem bani. Deci nu s-a putut. Noi nu ne-am putut plăti serviciile. Aici a fost problema cea mai mare. Serviciile publice. N-am avut bani pe secțiunea de funcționare. Dar pe secțiunea de dezvoltare, niciun proiect nu a stat din cauza că nu am plătit. Niciun. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate, mulțumesc. Proiectul numărul 13. Hotărâre privind declanșarea procedurii de atribuire a unui număr de 30 de autorizații taxi disponibile în municipiul Giurgiu. Raportul Comisiei de Administrație Publică. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Servicii Publice. Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate, mulțumesc. Proiectul numărul 14. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2018. Raportul Comisiei Buget-Finanțe. Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu, trecem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate, mulțumesc. Proiectul numărul 15. Hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 400 de lei pentru achiziționarea cadourilor oferite salariaților în beneficiul copiilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Crăciun. Raportul Comisiei Buget-Finanțe. Discuții? Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate, mulțumesc. Proiectul numărul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului tehnologic al SACET Giurgiu, SACET Giurgiu și a pierderilor tehnologice pentru activitățile de transport și distribuție a energiei termice prestate de Global Energy Production pe anul 2015. Raportul Comisiei de Servicii Publice. Aviz favorabil. Discuții? Da, domnul consilier. Eu vreau să întreb totuși că nu avem avizul de la ANRE și dacă noi avem posibilitatea să aprobăm aceste pierderi neavând acest aviz. Știu că este larg, trebuie să aibă și acest aviz. Dacă suntem legali și putem aproba acest proiect. De fapt, sunt două proiecte, de doi ani de legi. Deci, la lege spune că trebuie să aibă și avizul ANR, nu la lege. Acum întreb, dacă... Știu că au fost discuții, dacă suntem, dacă suntem în legalitate, eu știu că nu se mai dă aviz ANRE, din ce mi-a zis. Ia ziceți, domnul Manolescu. Dar și eu mi-a spus că inițial trebuia, când aparținea de ANRSC, înainte să lua de la ANRSC avizul, înainte și aprobam noi. Au trecut la ANRE și da. Au... Deci, da, nu. Dacă este legal, este legal. Dar în documentație, să lasă așa oarecum un aer,
pentru că spune că, având în vedere prevederile articolului 40 aliniatul 3 din legea numărul 325/2006, legea serviciului public de alimentare cu energie termică, care precizează că pierderile de energie se aprobă de autoritatea administrației publice locale, având în vedere o documentație elaborată pe baza bilanțului energetic, în domină de operatorul care are și calitatea de furnizor, și până aici este ok, și spune și avizare de autoritatea competentă. Autoritatea competentă este ANRE-ul. Așa spunem și aici în argumentele de oportunitate. Deci nu am o problemă să nu votăm, numai să fie legal. Deci, dacă în tot la oportunitate, dacă merge mai jos, spune așa. Ținând seama de procesul de modificare a legislației specifice alimentării cu energie termică, proces în care autoritatea competentă nu are temei legal să avizeze, autoritatea locală trebuie să procedeze la aprobarea documentațiilor doar pe baza propriei competențe. Mai jos, tot în argumentele de oportunitate. Luând în act de adresa Global Energy, prin care se pune la dispoziție documentația aferentă precum și corespondența cu autoritatea competentă, inițiativa este susținută. Mai sunt domenii care exced, dar mă bazez pe personalul care până la urmă răspunde de... Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Abține. Proiectul numărul 17, proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului tehnologic al SACE Giurgiu și a pierderilor tehnologice pentru activitățile de transport și distribuția energiei termice prestate de Global Energy Production pentru anul 2016. Raportul Comisiei de Servicii Publice. Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu trecem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate? Proiectul numărul 18, hotărâre privind încetarea aplicabilității hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, numărul 313 din data de 21 august 2015, privind transmiterea în administrația unui spațiu către Centrul Cultural Local Ion Vina Giurgiu. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică. Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate? Proiectul numărul 19, hotărâre privind transmiterea în administrare către Direcția Administrare Active din proiectul cu finanțare europeană a obiectivului de investiție, construcție, hidrotehnică, regularizare, canal Cama. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Discuții? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate? Proiectul numărul 20, hotărâre privind trecerea în domeniul public, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Giurgiu, a unor bunuri aflate în exploatarea operatorului regional SC Apa Service SA Giurgiu. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Proiectul numărul 21. Hotărâre privind acordarea avizului de principiu în vederea întocmirii studiului de oportunitate, raportului de evaluare, caietului de sarcini, documentației de administrare și instrucțiunile, precum și criteriile de evaluare pentru organizarea și desfășurarea procedurii de concesionare prin licitație publică a terenului situat în zona Vamă Giurgiu. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică. Aviz nefavorabil. Raportul Comisiei Urbanism. Aviz nefavorabil. Discuții? Da, vă rog. Pentru a ști cum votez după revizarea discuțiilor, am o nedumire. De aceea și întreb. Știu că termenul de concesionare s-a rămas stabilit la 25 de ani. Firma în cauză solicită concesionare 49 de ani. Care este, dacă vreți, termenul, sau operează amândouă? Deci... Termenul legal cu fost respectiv, concesionare este de maximum 49 de ani, nu se trebuie pe
încă jumătate de prima perioadă, iar consiliul a stabilit de legătură să facă pe 25 ani, să mergi la perioada de 25. Dar nimic nu este evitat ca să putem să începem la urmă. Ceva pentru că cineva solicitantă dorește 49 de ani să fie la perioada de concesionare. De aceea am întrebat ca să știu un lucru. Da, aș vrea și eu o completare. Deci există o cerere a unei firme care dorește să înființeze, este vorba de terenul de spate de la Sani, cele 20 de, sau 12-13 hectare cât avem acolo, pe o suprafață de 16.000 de metri pătrați, doresc să facă o parcare cu mai multe lucruri. Și dorește să depună pe un proiect european pe start-up sau pe ceva, sau pe axa 2-2, dacă nu mă înșel. Numai că mi-e teamă, bine, mi-am dat drumul și am dat să pornească procedura, axa 2-2, din câte știu, trebuia să se lanseze în decembrie, pentru faptul că nu s-a finalizat contractarea tuturor proiectelor pe prima lansare, s-a prelungit în ianuarie. Sunt 100 de milioane din care finanțarea se va face primul venit, primul servit. Mi-e greu să cred că va dori doar prin finanțarea europeană să facă această investiție, pentru că timpul necesar să mai depună proiectul, eu cred că nu mai există. Dar era normal să o supun atenției dumneavoastră. Încă mai avem pe acest teren o cerere și am dat un aviz de principiu pentru un spital în zona de spate. Un spital de tratament pentru accidente spinale, eu știu, măduvă osoasă și alte lucruri. Acolo, da. Ți-am dat în spate. Aici cere o parcare de tiruri și ce mai... Da. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Împotrivă sunt 12 cu 8 împotrivă. Proiectul numărul 22, hotărâre privind aprobarea vânzării terenului în suprafața de 113 metri pătrați, situat în municipiul Giurgiu, strada Tineretului, adiacent bloc E2. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții. Da, domnul consilier. Ce e proiectul? Numărul 22. La începutul mandatului nostru de consilier, am avut o înțelegere să nu vindem terenurile care fac parte din municipiul. Ba din contră, suntem de acord să le concesionăm, să le închiriem, dar ținând cont de această speță, chiar vă rog să vă uitați, stimați colegi, unde este amplasat acest magazin, chiar în intersecție. E inadmisibil ca să poată să fie un magazin cu ieșirea chiar în stradă. Trotuarul, exact atâta, poate să o departe. Pe acolo cândva poate... Scoateți-vă tehnic. Da, vă mulțumesc, domnule primar, că ați dorit să ne luați. Într-adevăr, așa este. Dar eu am să continui ideea mea și să nu vindem acel teren și să lăsăm cât se poate concesionat, că vă credit, nu noi, dar peste o generație, două, în acel loc să se facă cu totul altceva. Chiar un sens giratoriu, chiar un alt bloc mai micuț. Deci sunt atâtea și atâtea care să pot face pe acel loc. Dacă începem să vindem lângă bloc acel teren, mai bine nu știu cine, mai vrea încă o bucată de teren. Haide să nu căutăm să ne ținem toate discuțiile astea terenului, dar într-adevăr să pot face. Eu aș întreba pe doamna arhitect dacă într-adevăr
cum aș respecta dacă am mers acolo să vadă dacă îndeplinește toate condițiile și după aceea aș da voie. Mulțumesc. Deci, domnul consilier, este vorba de... Și la extinderea... Este vorba de o construcție. Deja existent, are contract, are tot. Nu asta e problema. Deci avizul sau altă are autorizație de construcție. Municipiul și administrația locală, primăria, este unitate, unitate executivă. Unitatea deliberativă este Consiliul Local. Eu sunt obligat, că altfel vine și îmi face plângere că nu v-am adresat această dorință a dumnealor de a cumpăra, de a concesiona. Am această obligație. Drept urmare, vin în fața dumneavoastră cu o cerere. Decizia este în totalitatea dumneavoastră și vă rog să vă exercitați în limita prerogativelor care le aveți de consilier. Nu mi-impuneți mie. Sunt obligat să vă propun aceste lucruri. Dumneavoastră aveți toată libertatea să votați cum considerați. Nu o luați ca obligație. A mea către dumneavoastră. Eu sunt obligat față de cetățeanul care a făcut cerere. Că dacă nu aduc în fața dumneavoastră, vine și îmi face plângere și spune: domnule, ți-ai încălcat prerogativele. Nu era dreptul dumitale să iei decizia de a nu-mi da voie mie să cer să cumpăr terenul. Era atributul Consiliului Local. Drept urmare, eu am făcut acest material și personalul din primărie. Dumneavoastră luați decizia. Ținând cont că la începutul mandatului nostru de consilier a fost de acord ca să nu vinde și doar să concesionăm și să înscriem, rog toți colegii de la masa PSD-ului care... Am avut o înțelegere și avem un continuare. Domnul consilier, haideți să semnăm un protocol. Haideți să semnăm... Nu. Ce atât puneți în punctul acesta? Deci, haideți să semnăm un protocol. Este foarte, foarte prost acel magazin acolo. Vă cred. Dar... Ce am spus? Dumneavoastră veți acționa în consecință. Da. Da, domnul. Da, domnule. Salut înțelegerea pe primul lucru. Unul nu are nicio înțelegere, dar nu mă întrebați. Poate ați votat-o, poate v-a semnat, nu? Spuneți la vot. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Două obține. Sunt 10. 10 cu 10. Da. Proiectul numărul 23. Hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă cu strigare a unui teren ce aparține domeniului public al municipiului Giurgiu. Raportul Comisiei de Administrație Publică. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Favorabil. Raportul Comisiei Urbanism. Aviz favorabil. Discuții. Dacă cine este pentru? Împotrivă? 3. Abține? 5. 2. Proiectul numărul 24. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții modernizare Stadion Dunărea. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Favorabil. Discuții? Da. Eu aș vrea să fac o mică precizare. Nu sunt actualizați. Acești indicatori nu sunt actualizați, acum sunt prima dată aprobați. Și la punctul 25... A, deci nu actualizarea, ci aprobare. S-a stricurat cuvânt actualizați în enunță. Cine este pentru? Trecem la vot, vă rog. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul numărul 25... Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții, modernizare carosabil, fundătura Aleea Plantelor. Fără actualizat. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții?
Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Proiectul numărul 26. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnice, tehnico-economici pentru obiectivul investiții, modernizare carosabil strada Pictor Grigorescu, tronson strada Pictor Andreescu, strada Videle. Am o rugăminte aici. Vreau să modificați. Nu este strada Videle, este strada Vidra. A, Videle. Nu, pentru că strada până la strada Vidra. Pentru că strada Vidra intră pe proiectul, e deja aprobați indicatori cu tot. Și Videle, linia Videle și strada Vidra. Da. Este, acesta este tronsonul de la Pictor Andreescu până la strada Vidra. Până în capătul străzii. Pentru că strada Vidra deja e aprobat indicatorii pe proiect, au tot ce le trebuie, au finanțarea au tot. Bucuros, domnul consilier? Da, dar vreau să vă mai întreb ceva, dacă la președinta... Sigur, dar după ce... Dați-vă mai departe un pic de microfon. După ce avem acceptul raportul Comisiei Buget Finanțe, discuții, vă rog, domnul consilier. Ne vom apuca de aceste străzute, ce-a primit unii, tot cartierul care, într-adevăr, cineva să faceți acest efort, dar cu un singur amendament care vreau, într-adevăr, și mă rog în continuare de dumneavoastră, haideți să le băgăm și gaze, că nu știu gaze. Deci, venim toate utilitățile și după aceea să venim la faptare. Domnul consilier, Vă rog. Cred că începe să nu mai țineți piața, cum îi spune, zona de acolo, să-i spun domnului Măroiu, că nu mai interesant. O secundă, citiți foarte bine. Deci tronsonul acesta, de la Pictor Andreescu și până la Vidra, are gază. Pictor Andreescu? De la Pictor Andreescu până la Vidra. Nu? Pictor Andreescu? De la Pictor Grigorescu, spune-te, nu, Pictor Andreescu. Deci, Pictor Grigorescu, de la Pictor Andreescu până la Vidra, are gaze. Acest proiect care noi îl dăm pe asfaltare are gaze. De ce l-am aprobat pe acesta? După ce am făcut harta străzilor, strada care a intrat pe proiectul european pe 4-1 de asfaltare, deci Pictor Grigorescu, de la Bălănoi până la Pictor Andreescu și Pictor Andreescu total, pentru că pe acolo trece mijlocul de transport, era trecut în proiectul acesta. Partea din dreapta, cu Dâmbovițe, cu toate străzile erau trecute tot în proiectul cu ansamblu 2 de la PNDL și rămăsese acest tronson necuprins nici într-un proiect, nici în altul. Și când am făcut linia, este o parte că nu l-am trecut bucata aceasta, pentru că nu intra pe niciun proiect. Din cauza aceasta am refăcut, am făcut acum documentațiile și bucățica de la blocurile ANL-ul și până la Vidra se face prin acest proiect, prin acest proiect care am făcut. Au gaze pe tronsonul acesta, pe Pictor Grigorescu, de la Pictor Andreescu până la Vidra. Gazele pe Pictor Andreescu se vor realiza în anul următor. Pentru că dacă ne apucam anul acesta, știam clar că nu vom veni cu asfaltarea și destul am pătimit anul sfârșitul de an că nu s-a lucrat cum trebuie și au răscolit pământul și au creat disconfort cetățenilor. Dacă intram anul acesta și tăiam strada Pictor Andreescu, ne spunea, și o mai și tăiam transversal, ne spunea omului, dumne, ce ați apucat-o așa de vreme dacă știați că veniți cu asfaltarea mai târziu. De aceea am vorbit cu Virom și vom face aducțiunea de gaz Pictor Andreescu până la intersecția cu Negru Vodă, inclusiv Negru Vodă până la barieră. Va intra prin acest proiect. Aici am fost. Și dați comunitatea cetățenilor, că într-adevăr, vă dedicați de șpate. Îmi trebuie acum. Spuneți-le că ați vorbit cu primarul și până în mandatul acesta. Dacă nu le spun eu la finalul mandatului. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Proiectul numărul 27, hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, modernizarea carosabil strada adiacent cale ferată tronson strada Gornel Mărășești. Raportul Comisiei Buget Finanță. Discuții? Dacă nu, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiectul numărul 28, hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, reamenajare strada Gării, tronson, piața Gării C. Raportul Comisiei Buget Finanță. Discuții? Dacă nu trecem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate. Proiectul numărul 27,
hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții sistematizat. 29, da. Proiectul numărul 29, hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții, sistematizare verticală ansamblu, blocuri, zona PT 18. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Discuții? Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate, mulțumesc. Proiectul numărul 30. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, reabilitare rețea de apă pe strada Ghizdarului, tronson strada Ulmilor, bariera Ghizdarului. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții? Îmi permiteți? Da, vă rog. Am o explicație de dat și trebuie să o dau. Domnul consilier, știți de ce o schimbăm? Și să știți că în Giurgiu toate străzile au canalizare. Toate străzile. Nu există nicio stradă fără apă. Niciuna. În acest moment în oraș. Au fost multe. Cred că știm împreună că am preluat, cred că 15% nu avea. Și vreo 68 de străzi am schimbat conducta. Există un proiect european finanțat, transfrontalier finanțat prin Consiliul Județean de reasfaltare a străzii DJ503, dacă nu mă înșel, șoseaua Ghizdarului până pe la Topor. Și le-am cedat tronsonul de la bariera Alexandriei până la ieșirea din oraș celor de la Consiliul Județean să-l asfalteze prin acest proiect. Ne-au trimis o comunicare, acum o lună jumate, două, să facem tot posibilul ca să realizăm toate utilitățile pe această stradă, pentru că din primăvară vor intra cu asfaltat. Tronsonul acesta, din adresa pe care am primit-o de la APA Service, este realizat aducțiunea de apă cu țeavă veche, cu țeavă veche de metal. Și să nu avem surpriza ca după ce am asfaltat să avem defecțiuni, să se spargă sau să creeze probleme în zonă, mai ales că e proiectul european și 5 ani de zile n-ai voie să intervii, am luat decizia de a face cât mai repede această lucrare și în martie-aprilie să fie finalizată și execuția. Și așa că iarna aceasta, cum o vrea bunul Dumnezeu, gheață să fie, zăpadă, ger să fie și gheață, că în rest ploaie să nu fie, dar se va realiza până în aprilie. De aceea am făcut acest proiect. Mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiectul numărul 31. Hotărâre privind aprobarea modificărilor indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, reamenajare, parc Expo Flora și amplasare statuii Regina Maria. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții? Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiect numărul 32. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de împrumuturi interne pentru anul 2018. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Discuții? Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiectul numărul 33. Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și a listei de investiții aferente. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Discuții? Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiectul numărul 34. Hotărâre privind aprobarea organizării licitației de subconcesionare teren în data de 14.02.2019 și aprobarea documentației de atribuire necesare desfășurării licitației organizate de Administrația Zonei Libere Giurgiu. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică. Aviz favorabil. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiectul numărul 35. Hotărâre privind transmiterea în administrarea unui teren situat în municipiul Giurgiu către operatorul regional SC APA Service SA Giurgiu. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Aviz favorabil. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică. Aviz favorabil. Discuții? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiectul numărul 36. Hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a contractului de închiriere numărul 50.115 din 15.12.2018
încheiat între Municipiul Giurgiu și Societatea Comercială CSV Condor SRL. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții. Dacă nu trecem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiectul numărul 37, hotărâre privind stabilirea listei de priorități pentru repartizarea locuințelor sociale. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții. Dacă nu trecem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnul consilier, împotrivă sau pentru? Păi ați rămas la împotrivă cu mâna sfârșită de asta. Dacă îmi permiteți, este bine să informăm cetățenii. Există o reglementare și, dacă ați observat, și în 2017 și în 2018 suntem obligați să evaluăm toate dosarele care sunt pentru locuințe sociale și să le aprobăm pe cele care îndeplinesc criteriile și le stabilim prioritățile în funcție de punctajul obținut. Dacă în 2016 oamenii nu prea mai aveau încredere și ne-am trezit decât cu vreo 149 de dosare în regulă din vreo 2000 și vreo câteva sute de cereri, am pus la dispoziție și am repartizat 90 de locuințe. Între timp s-au mai dat locuințe care au fost la persoane care le-am evacuat datorită neplății sau faptul că nu mai îndeplineau condițiile. Și acum avem această listă de priorități locuințe sociale. Aș dori să transmit cetățenilor care și-au depus aceste dosare de locuință să studieze lista și dacă au, conform regulamentului aprobat în Consiliu, dacă au de făcut, eu știu, o contestație sau gândesc că poate punctajul nu este bun sau că s-a greșit cumva, aceste lucruri sunt publice. Deci criteriile de evaluare sunt publice, le găsești și pe site-ul primăriei. Oricine poate să acceseze site-ul primăriei, să vadă acele criterii și să stabilească singur punctajul și în funcție de acest lucru, dacă se consideră nedreptățit, are termen 30 de zile să depună contestație. După această perioadă devine definitivă și urmează să o punem în aplicare. Această listă va fi afișată la vizierul din cadrul primăriei și la vizierul de afară de pe bulevardul CFR. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate, mulțumesc. Trecem la proiectele suplimentare. Proiectul suplimentar numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii dosarului de finanțare a proiectului Festival Dunărea de Giurgiu pentru finanțare prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, POPAM 2014-2020, în cadrul măsurii 2, promovarea zonei și a produselor pescărești din teritoriul FLAG. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții. Da, aș avea eu o discuție la punctele 1, 2, 5 și 6, nu particip și nici nu votez. Punctele 1, 2, 5 și 6 de ordinea suplimentară. E reprezentantul flagului și eu. Domnul consilier. Da, eu vreau să ne informez și pentru că sunt totuși patru proiecte care, dacă ne-am uitat un pic, poate și sunt la suplimentare, nu ne dăm seama despre ce este vorba, ci să ne informeze ce proiecte sunt și ce... Da, o să încerc să vă spun că Ionuț era bun să vă informeze, dar m-a anunțat că nu are voie să nici ne informeze. Poate să vă informeze când ieșim afară, dar acum vă informez eu. Primul punct. Deci, pe programul operațional de pescuit și afaceri maritime, în cadrul flagului Giurgiu, au fost, cred că, 2 milioane de euro destinați pentru activități. Depunem acest prim proiect pentru este un proiect pentru realizarea unui festival la Giurgiu, un festival al produselor pescărești, în care primim, cred că, 300.000 de euro să realizăm acest festival al tradițiilor pescărești la Giurgiu. Finanțarea este 100%.
Deci în cadrul zonei care s-a creat și se va crea în viitor la canalul plantelor, la canalul Cama, în zona unde am mai făcut proiect pe flagul acesta, în zona respectivă, eu tot sper că vom reuși să cumpărăm terenul unde e acel operator cu îngrășămintele chimici. Acolo ar fi fost perfect, în stânga podului Bizet, să realizăm acest festival. Dar cred eu că ne va permite și dacă domnișoara arhitect poate să ne spună, în incinta cetății, în zona adiacentă care o amenajăm cu gradene, putem să facem acest festival? Cei de la Cultură Monumente ne dau voie pe acolo, pe istorie, să facem program de pescuit? Da. Poftim? Eu știu, nu, la cetate avem 7500 de metri. Cetatea efectivă nu-i pe mai mult de 1000 și ceva de metri. Deci avem teren foarte mult. Eu zic pe zona adiacentă cetății, fără să intervenim, punem gărdulețe și nu urcă nimeni pe cetate. Putem să facem... Am înțeles. Vom găsi o zonă, dar eu cred că tot în zona unde avem pontonul sau în viitor vom... Deja am depus proiectul pentru amenajarea canalului Cama pe axa 4-2 din Por, un proiect de 5 milioane de euro și avem zona amenajată pentru festivalul și Fătălul. Va fi o zonă de a atrage turiști în Giurgiu cu ocazia acestui festival al tradițiilor pescărești. Acesta e unul. Lăsați că am făcut-o, da, așa. Și pentru fiecare o să vă spun, pentru că o să vă spun la fiecare din proiecte ce reprezint. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiect suplimentar numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii dosarului de finanțare a proiectului Tradiții și obiceiuri pescărești dunărene în teritoriul Flag Giurgiu pentru finanțare prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime POPAM 2014-2020 în cadrul măsurii 2. Promovarea zonei și a produselor pescărești din teritoriul Flag. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică. Aviz favorabil. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Aviz favorabil. Discuții? Aici vă spun că e vorba de promovarea zonei. Cred că sunt vreo 80.000 de euro. Peste 61 cred că atât sunt. 80. Realizarea unui site interactiv, materiale informative, distribuirea de cărți gastronomice, realizarea de site dedicat acțiunilor și tradițiilor cu promovarea. Deci partea aceea de festival, de festival de obiceiuri dunărene este strict pe organizare. Partea de publicitate o avem pe alt proiect. Tocmai ca să beneficiem de mai mulți bani pe acest proiect european, pe această facilitate. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiect suplimentar numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind achiziția de autovehicule cu nivel scăzut de poluare pentru transportul în comun. Raportul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Aici aș dori să vă comunic că dacă cineva este interesat, poate să studieze acest material de oportunitate. Dacă nu mă înșel, doamna Meca, e vorba de câte autobuze electrice, dar autobuze pe CNG. 12 sau 13 autobuze cu combustibil mai puțin poluant, și anume pe gaz natural comprimat. Care autobuze vor fi prinse ca în valoare de investiție în fiecare din cele trei coridoare de mobilitate pentru care facem renovarea, modernizarea culoarului de transport, căi de rulare și achiziția de auto. Însă, ghidul solicitantului ne cere în mod expres aprobarea acestui studiu de oportunitate privind achiziția de auto electrice. Este un document Auto mai puțin poluante. Aceste autobuze au între 10 și 12 metri și între 50 și 70 de călători maxim. Acolo vom face baza și le va prelua tracul în 2021. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate?
Proiect suplimentar numărul 4, hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Societății Comerciale Giurgiu Servicii Publice S.A. Raportul Comisiei de Buget Finanțe. Aveți favorabil. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică. Aveți favorabil. Raportul Comisiei de Servicii Publice. Aveți favorabil. Discuții? Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate? Aici este vorba de achiziționarea unei nave cu o capacitate de 28 de locuri pentru transportul pescarilor și sau turiștilor. Deci vom avea o navă pentru transport, o navă de agrement. Nu am optat pentru... proiectul este aproape 400.000 de euro plus TVA-ul această navă. Nu am optat, era un model mai ieftin din fibră de sticlă, dar vreau să, ca cei care merg cu acest mijloc de transport să aibă siguranță în primul rând. Ori în Delta poți să mergi cu fibra de sticlă, mergi ușor, mergi pe Dunăre, la Giurgiu poți întâlni un buștean rămas pe Dunăre, poți să creezi o problemă atunci de avariere a acelei nave și am optat pentru o navă din metal. Am fi putut să facem din aluminiu, dar era triplu ca bani, așa că acest proiect va permite, pe lângă alte proiecte care o să le depunem, dezvoltarea componentei turistice a Giurgiului prin existența unei nave de pasageri care să facă transportul pe Dunăre, să facă plimbări pe Dunăre de agrement sau să ducă și pescari, că până la urmă programul este pentru pescari. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Proiect suplimentar numărul 5. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru proiectul Servicii Transport Pescar și Agrement pe canalul Sfântul Gheorghe Plantelor. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Da. Proiectul numărul 6. Hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare a proiectului Servicii Transport Pescar și Agrement pe canalul Sfântul Gheorghe Plantelor pentru finanțare prin programul operațional pentru pescuit și afaceri maritime POPAM 2014-2020 în cadrul măsurii 1, diversificarea activităților și sprijinirea comunităților pescărești, crearea de valoare adăugată și de locuri de muncă în teritoriul FLAG. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică. Aveți favorabil. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Aveți favorabil. Discuții? Dacă nu trecem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțin. Vă rog, domnul. Vreau să revenim la proiectul anterior, pentru că domnul primar a vorbit înainte și nu am apucat să votăm. Da, din motivă. Deja nu l-am votat. Deci nu e votat proiectul PSR 5. Ok. Punct suplimentar numărul 5. Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru proiectul Servicii Transport Pescar și Agrement pe canalul Sfântul Gheorghe Plantelor. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate, mulțumesc. 6 s-a votat, 7. Proiectul suplimentar 7, hotărâre privind aprobarea UAC Municipiul Giurgiu la programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic, stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reședințe de județ. Ordin numărul 760 din 17 iulie 2018. Raportul Comisiei pentru Administrație Publică. Aveți favorabil. Raportul Comisiei Buget Finanțe. Aveți favorabil. Discuții? Aici este vorba de 4 stații de încărcat pentru autovehicule sau vehicule electrice. Valoarea totală este de aproape 200.000 de euro, finanțat din programul de mediu. Cofinanțarea noastră neeligibilă este de 85.000 de lei, iar eligibilă pentru care TVA este de 128.000 de lei. Prin acest lucru și ar fi bine să, că dumneavoastră oricum le aveți ca material, cele 4 stații vor fi amplasate odată în fața sediului primăriei, cea de-a doua pe Alea Plantelor numărul 4 la Piața de Pește, cea de-a treia la Steaua Dunării lângă bazinul de not didactic și cea de-a patra pe șoseaua București fără număr este exact lângă, în fața Eurocar Service. Chiar pe acel teren
Pentru că am încercat să găsim zonele unde să putem să le racordăm la o stație de transformare puternică care să ne permită energia electrică necesară și fără să avem costuri suplimentare de aducțiune a cablului. Ceea ce vreau să spun că dacă trei din ele sigur vor fi cu plată, nu știu, parcă așa este proiectul, cea din fața primăriei va fi gratuit. Am observat acest obicei sau această practică în capitalele europene. În fața primăriei există o stație de încărcat în care sunt staționate mașinile primăriei și să lase loc și celor care vor să încarce acele mijloace electrice. Da, eu nu aș fi de acord cu montarea cu uneia dintre cele patru stații, iar în fața primăriei, am impresia că dă tot. Același lucru v-am spus, nu. Haideți să vă spun un lucru. Mi-aș dori ca la Ulm e un oraș mic. Ulmul e un oraș mic și avea în fața primăriei o stație de umplere și în fiecare seară staționa o Tesla electrică de o frumusețe rară. Toată lumea se uita la mașină, se uita și la primărie. Da, să copiem ceva cu mine, ceva frumos. E frumos. Încurajăm, până la urmă, folosirea energiei verzi. Până la urmă. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate? Și rog, domnii consilieri, la mapă fiecare dintre noastră ați primit de la Curtea de Conturi o informare. Declară închisă ședință. La finalul de discuție, am venit, am ce vreau să spun. Sigur, diverse. Vă rog, domnul consilier. Referitor la sumele de bani aruncate școlilor pentru împodobirea din alei. Cred că tot masa majoritatea colegilor pe care ați văzut și dumneavoastră și mulți giurgiuveni, dacă dumneavoastră considerați că un profundus sălbatic care a fost, peste care a fost pusă o pânză și trei globuri și o instalație de iluminat poate să coste 300 de milioane. Nu știu de unde a spus 300, dar în sfârșit. În orice caz, vrem și noi copii după facturile care s-au acționat, s-au achiziționat. Sunt niște bani aruncați pe fereastră. Ați ceva mai ceva pentru ele? Asta că sunt mai liberat decât dumneavoastră, domnule. Da, nu sunteți, nu sunteți. Nu o să fiți, nu sunteți. Să vă spun un singur lucru. Aveți dreptul, nu noi, aveți dreptul dumneavoastră personal și oricare dintre dumneavoastră, dacă zicem noi, vă rog să o faceți în partea grupului parlamentar, dar dacă ridicați dumneavoastră, zic eu, am dreptul și aveți dreptul, domnule consilier, să cereți orice document vreți și îl punem la dispoziție. Aveți dreptul să solicitați, să vedeți, pentru că totul s-a făcut transparent, cel puțin dacă nici anul acesta în care am implicat școlile, directorii, dumnealor, la rândul lor, sunt ordonatori terțiari de credit. Asta înseamnă că au controlul asupra banilor acela. Ei au controlul, nu noi. Ei vor avea controlul curții de conturi privind modul cum s-au realizat aceste investiții. Iar suma de 300 de milioane e eronată. Maximul a fost de 22.000 de lei plus TVA-ul. Sunt școli care au folosit și 20, și 15, și 18, pentru că atât au considerat ei în proiectul lor. Nu toată lumea a cheltuit suma când noi le-am stabilit. Iar după ce se va face la sfârșitul anului o ierarhizare a impactului privind fiecare cum a lucrat, ultimul din listă care n-a beneficiat de susținere și de like-uri și de așa, va pierde din suma de bani pentru anul următor. Și suma se va duce la primii trei. Și acordăm din economiile care le facem la aceea sumă de bani acordată, economie luăm de la cei care nu au fost în stare să cheltuie, așa cum spuneți dumneavoastră, corect, și prin like-uri s-a văzut clar cine a fost sau pregătit și a făcut lucru bun și cine nu. Partea aceea de oportunitate, domnule consilier, vreau să vă spun că prin votul cetățenilor mi-a acordat acest drept. Și vă rog să-mi dați voie să mă folosesc de acest drept. Privind oportunitatea. Mai departe, când veți sta în locul meu, veți stabili ce credeți dumneavoastră mai bine că este bine pentru cetățeni. Duceți-vă la școală și spuneți-le elevilor că au lucrat prost. Doamna Dunia, vă rog. Da, doar câteva cuvinte. Mă transform puțin în
purtătorul de cuvânt al creatorilor de regiunea transfrontalieră, care au fost incluși în această lucrare pe care ați primit-o, Constelat Figurarele se numește, o lucrare reprezentativă pentru viața spirituală din zona Cruzului, unde apar 26 de poieți, 15 din Cruz, 11 din Rute, 9 artiști practici, 4 din Cruz, 2 din Rute și 3 din București, care au aderat la această mișcare culturală. Lucrarea a fost lansată la Cluj pe 15 iunie, apoi la București, la Unitatea la Uniunea Democrată Bulgară, la Târgu Internațional de Carte Gaudeamu, în prezența colegilor din Rute Bulgaria și la Noaptea Bibliotecii aici la Turdu, mediatizată de asemenea în mass media română și bulgară. Totodată, ieri am luat parte la o lansare de carte, de asemenea finanțată ca și aceasta de Primăria și Consiliul Local Buzău, a profesorului Victor Enache din Gostinu, lucrare care a apărut în cadrul colecției Biblioteca Gurdubeană, pe care consilierii locali, primăria, o finanțează și a finanțat puțin acest an. Mulțumim și la mulți. Felicitări! Vreau să-mi permiteți 19 înainte de 23, domnul consilier, mulțumesc. 19 înainte de 23. Am să-i ca o roșu și zic, lasă, să vrem în urmea. Am înțeles și fiind ultima ședință pe anul acesta, vă rog să permiteți să vă ofer o cupă de campanie.